Domnul Dinu Flământ, un ambasador al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, să ne citească o serie de premii a unor invitați de onoare FICT din Macedonia, Cehia, Mexic. Te rog, dragă Dinu. Așa. Sunt foarte bucuros să numesc niște premii unor extraordinari băieți care au venit diverse locuri la această întâlnire la noi. Încep, iată, cu directorul Festivalului de la Sluga, cel mai vechi festival de poezie din lume, care 55 de ani de când există în stoc, care este el însuși un foarte bun poet, vorba de Emite Stefoschi din Macedonia. Thank you very much. Yeah. Just shortly. Thank you very much for this opportunity to present Sluga poetry in this festival, where a lot of poets from Romania attended during these 55 years. During the next century of the festival, I hope that many of the next generation will attend. Thank you very much. Vrem este aici și din Republica Cehă un foarte bun poet, Iosef Straga, de asemenea organizator, director adjunct al festivalului de la Praga, care este de asemenea un extraordinar festival de poezie, răspândit prin toată Republica Cehă, de fapt prin toate orașele, este incredibil cum ei pot fi concentrați și în același timp multiplicându-se prin toată Cehia poetică. Thank you for the invitation for a very pleasant festival, and I spent very nice days here. Thank you very much. Very cordial, I thank you to Gabriel Volta and organizational teams for hard work. Thank you very much. And my special thanks to Dino Flamand, Matt. In Prague, half year on some boat on a river, whatever, and at least I would like to thank to my translator into Romania, Mircea Nanuța. Thank you to all. Thank you very much for everything. Au luat avionul și au venit de la Ciudad de Mexico doi prieteni de mei, doi poeți extraordinari, de asemenea, care sunt, vedeți toată lumea acum, organizează și festivaluri și toată lumea se implică, sunt și profesori universitari, sunt oameni de o vastă cultură și încep împrind, încep deci cu Mario Bohorquez, care este o fără să facem prezentul de la propriere, nu înainte de a menționa faptul că el face parte dintr-o antologie de patru poeți mexicani pe care am publicat-o recent aici, este o antologie minunată, vă rog să o căutați la standul editurii Școlii Ardelene. Este un bun început, noi am mai tradus niște poeți mexicani cu câțiva ani în urmă, mă gândesc la Octavio Paz, la Javier Villaurrutia, iată că a venit de unul și noi generații. Mario! Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, ha sido una magnífica experiencia estar aquí con ustedes, compartiendo la poesía y compartiendo la amistad. Gracias. După cum v-am spus, și un al doilea poet din aceeași antologie, din aceeași generație mexicană, cu precizarea că Mexicul este un fel de placă turnantă a poeziei latinoamericane, deși este un continent de poezie, pentru că putem să ne gândim că nu numai pe America Latină, care se servește această minunată limbă, dar
toate țările hispanice se regăsesc oarecum în Mexic, care este, are o efervescență poetică extraordinară. Îl invit aici pe Ali Calderón, de asemenea, mare poet, mare eseist, profesor universitar, organizator de festivalul de studiu de record. Grazie. Thank you, Vasile, thank you, Gabriel, thank you, Dino, thank you for this opportunity to build a bridge of understanding between our literary traditions, the Latin American, the Hispanic tradition, and the Romanian tradition. Thank you very much.